Să deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 3. Citim de la versetul 6 la 10. Geneza, capitolul 3. De la versetul 6 la 10. Și cuvântul Domnului spune așa. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut la privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusul la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, istoria strămoșilor noștri, Adam și Eva, este o istorie cunoscută pe întreg pământul. Lumea științifică contemporană, în special specialiștii în genetica umană, în studiul ADN-ului, acidul dezoxiribonucleic care poartă secretul ființei omului, DNA-ul. Au făcut, de exemplu, studii pe populația lumii. Concluzia finală la care au ajuns studiind ADN-ul, secretul vieții, este aceasta, că omul se trage dintr-un strămoș comun, că este alb, că este negru, că este galben, că este european, că este american, că este african, că este asiatic. ADN-ul pentru femeie l-au numit ADN-ul Eva, iar ADN-ul, secretul, pentru om l-au numit ADN-ul Adam. Omul se trage dintr-un strămoș comun. Și Biblia ne spune, și eu cred, și noi credem lucrul acesta, că părinții noștri, strămoșii noștri sunt Adam și Eva, primii oameni care au fost pe pământ în creația directă a lui Dumnezeu. Adam și Eva însă, așa cum știm în istoria biblică, au păcătuit. N-au ascultat de Dumnezeu la testul la care au fost supuși în grădina Edenului și prin păcatul lor, tot genetic, moartea, boala, neputința și toate relele au fost transmise, încapsulate în acel ADN întregii rase umane. Și de atunci suntem goi în ce privește spiritualitatea noastră, fugim de fața lui Dumnezeu prin păcat, ne ascundem de fața lui Dumnezeu prin păcat, ne este greu să recunoaștem că am păcătuit, sau ne simțim confortabil în starea în care ne găsim, gândindu-ne că în relația cu Domnul suntem bine, oriunde am fi, oricum am fi. Când omul a păcătuit, în această istorie ați văzut, el s-a ascuns. Și lucrul cel mai convenabil pe care l-a găsit unde să se ascundă a fost un copac. Dacă l-ar fi pus pe Adam și Eva aici în California, unde noi locuim, am fi zis că s-a ascuns după un sequoia, că sunt cei mai mari copaci la ora actuală care există pe pământ.
este unul dintre ei care 12 oameni nu-l pot cuprinde, deci dacă își pun mâinile împreună. De atunci încoace, de atunci din Eden, omul caută continuu un lucru care să-i fie confortabil, un lucru care să-l avantajeze. M-am uitat de mult, poate 20 de ani în urmă aici în Biserica Emanuel, în pasajul acesta și mi-am adus aminte să mă uit din nou într-o adâncime nouă, într-o dimensiune nouă. Și am găsit în paginile Sfintelor Scripturi trei pomi după care oamenii se ascund sau care vorbesc despre confortabilitatea lor. De aceea voi folosi cele trei ilustrații despre cei trei pomi pe care îi vom vedea imediat, ca să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj practic, sugestiv, pe care l-am numit mă simt confortabil. Mă simt confortabil. Și primul pom al confortabilității este pomul Adam și Eva. Este copacul acoperirii sau copacul ascunderii. Adam și Eva s-au ascuns după un copac. S-au simțit confortabil în această ascunzătoare. Dar noi știm din cuvântul Domnului că totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Totul. Ce nu vede Dumnezeu? Este copilăros să te ascunzi după un copac. Dar Adam și Eva acolo s-au ascuns. Acolo au găsit cu cale să se ascundă. De ce? Pentru trei rațiuni. Rațiuni care și astăzi sunt folosite de oameni. Prima rațiune pentru care s-au ascuns este pentru că erau păcătoși. Erau păcătoși. În versetul 12 din Geneza 3 spune: am mâncat. Când a mâncat, a păcătuit. A păcătuit. Și în felul acesta a devenit păcătos. Nu este plăcut să vorbești despre păcat, nu este plăcut să vorbești că oamenii se ascund după păcatul lor. De aceea am să vă prezint câteva gânduri pe care oamenii le folosesc în legătură cu păcatul. Societatea în general numește păcatul o mică indiscreție. Învățații, oamenii educați, numesc păcatul ignoranță. Evoluționiștii numesc păcatul urmele brutei animale din om, când noi ne tragem din maimuță. Raționaliștii numesc păcatul un defect uman. Dar Dumnezeu numește păcatul păcat. Credeți lucrul acesta? Dumnezeu numește păcatul păcat. Și atunci, când omul ajunge să calce cuvântul lui Dumnezeu, când omul ajunge să calce porunca lui Dumnezeu, prima reacție este să se ascundă. Știe că a păcătuit. Nu trebuie, frați și surori, doamnelor și domnilor, să fii cunoscător în Scriptură. Nu trebuie. Ca să-ți dai seama că ai păcătuit. Nu trebuie. Poți să fie ateul cel mai convins. Să zici, nu cred nici într-un Dumnezeu. Dar când ai făcut rău, conștiința te mustră. Ăla este păcatul. Ăla este păcatul. Când nu-ți găsești liniștea, când nu-ți găsești pacea, când te simți mustrat și vinovat în conștiință, lucrul acesta vorbește că tu sau eu suntem vinovați. Și când conștiința noastră este vinovată, lucrul acesta demonstrează și dovedește că deasupra noastră stă unul mai mare decât noi, care ne cunoaște și de care noi avem teamă. Și acest cineva nu este un necunoscut, acest cineva este Dumnezeu. Este acela care în Sfânta Scriptură, în Eclesiastul 3:11, spune că a pus în om până când și gândul eternității. Și pentru că a pus acest gând în noi, ca să ne întoarcem spre eternitate, în viața scurtă care o avem pe pământ, lucrul acesta ne face să ne dăm seama că păcatul ne ascunde fața lui Dumnezeu și datorită păcatului noi la rândul nostru ne ascundem.
Dar vă aduc aminte ce spune această carte sfântă numită Biblia. În Numeri 32 cu 23 cuvântul Domnului îmi spune mie și îți spune ție. Și să știi că păcatul tău ce face? Te ajunge, te descoperă, te va ajunge. Adam și Eva au găsit confortabil pentru ei să se ascundă de fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au păcătuit. Și lucrul acesta este valabil și astăzi. Oamenii, cei ce cunosc pe Dumnezeu din biserică, oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu în felul în care îl cunoaște biserica, dar îl cunosc prin conștiință, pentru că spune Apostolul Pavel că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în cugetul lor, în conștiința lor. Oamenii, deci că sunt în biserică, că sunt afară bisericii, știu că au păcătuit. Și în momentul în care au păcătuit, reacția este să se simtă vinovați și această vinovăție să-i determine să se ascunde de Dumnezeu. Dar realitatea este aceasta, că Dumnezeu mă vede și Dumnezeu te vede oriunde ești. Dacă ți-ai găsit un loc confortabil unde să stai și să crezi că nimeni nu știe de tine, gândește-te că este unul care știe toate lucrurile. Gândește-te la Domnul. Și în seara aceasta, dacă ești aici în Biserica Emanuel, ori în ziua de astăzi, fie dimineață în Europa, fie nu știu în care zi deschizi internetul ca să urmărești acest program, acest serviciu de închinare, când auzi cuvântul Domnului, când auzi mesajul acesta, dă-ți seama de ce te ascunzi tu. Și adu-ți aminte care păcat te determină să te ascunzi. Adu-ți aminte de ce conștiința ta te mustră. Al doilea lucru, a doua rațiune pentru care Adam și Eva au găsit confortabil să se ascundă, să se acopere, este că trăiau rușinea păcatului. Trăiau rușinea păcatului. În versetul 10 din acest pasaj, cuvântul Domnului spune: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. De ce s-a ascuns? De rușine. De rușine. Orice păcat aduce rușine. Orice păcat aduce rușine. Aceasta este realitatea. Însă societatea umană, societatea contemporană, de fapt societatea din toate timpurile, a găsit cu cale funcție de păcatul pe care îl fac să adopte două atitudini. Sunt două atitudini în viață, două atitudini în societate. Prima atitudine este atitudinea de supresare a păcatului. Stai de vorbă cu oameni care ei nu păcătuiesc niciodată. Ați auzit de oamenii aceștia? Nu știu de ce vin la biserică. Ei nu păcătuiesc niciodată. Pentru că ei ascund în ei și spun: nici nu mă pot gândi la păcat. Deci totul este ținut, totul este ascuns, totul este năbușit în sufletul lui, în sufletul ei, în duhul lui, în duhul ei. Nu poate gândi murdar. Nu poate privi la lucruri murdare. Mi-aduc aminte că eram într-o familie și a venit încă o persoană în familia respectivă. Ne-am adunat pentru o discuție biblică, pentru rugăciune. Și mergea televizorul în camera respectivă. Eram în living room. Mergea încă televizorul. Și când persoana aceasta a venit, a intrat, ne-a salutat, pacea Domnului. Zice: merge televizorul? Da. S-a întors cu spatele, ce scuze că mă întorc către dumneavoastră, și așa s-a... Și s-a pus într-un colț unde să nu se vadă televizorul. Și am întrebat, zic: dar de ce v-ați dus așa? Dar nu pot, frate, să păcătuiesc, să mă uit acolo, zice, la așa ceva. Însă pe parcursul acelei seri și a discuțiilor din seara aceea, un om cu o ură mai mare ca în omul acesta, cu un spirit critic mai mare ca în omul acesta, cu o intoleranță mai mare ca în ființa aceasta, cu o atitudine față de alți frați și surori de familie care n-au punctele lui de vedere, n-am văzut în viața mea. Și l-am întrebat, am zis: dar credeți că acesta nu este păcat? Nu? Eu nu mă pot uita la așa ceva. Nu-mi pot spurca ochii. Zic: dar ți-ai spurcat gura în seara aceasta cu cât ai vorbit aici. Și numai că ți-ai spurcat gura, mintea dumneitale este spurcată. Război. Sunt oameni care înăbușă în ei. De ei nu se atinge nimic. Pentru că le este rușine să admită.
Însă există cealaltă latură. Este extrema cealaltă. Este expresionismul. Oameni, cum zice Apostolul Pavel, unii se laudă cu păcatul lor. Și societatea contemporană este tocmai în această direcție. N-ați văzut dumneavoastră, aceasta a fost știrea în ultima săptămână, mi se pare că Miss America a fost ceva competiție, Miss America sau Miss World, nu știu care a fost, Miss America, dar cred că Miss America a fost. Și California a avut o reprezentantă la Miss California, a ieșit pe locul 2, după câte am înțeles de la Fox News, și i s-a pus această întrebare. Ce părere are despre căsătorii homosexuale? Și cu mult bun simț, această domnișoară a spus, fiecare se gândește cum vrea în viață, dar eu am fost crescută și învățată să cred că familia este aceasta, o căsătorie între un bărbat și o femeie. Și a sărit Sandra la nenea homo. Și au pus-o pe locul 2. Pentru că nu este o rușine să-și spună păcatul. Nu este o rușine să spună că îi place păcatul. Sunt două extreme. În realitate însă, frați și surori, cât înnăbuși păcatul, cât trăiești cu el, cu expresia cea mai mare. Am auzit interviuri. Și le-am urmărit cu atenție pentru că m-a interesat să vedem care este psihologia oamenilor. Au fost intervievați criminali și au fost intervievați actori din filmele porno. Și le-a pus și la criminali și la aceștia această întrebare. În final, cum vă simțiți după ce ați făcut și faceți lucrurile acestea? Auziți răspunsul tuturor, fără să știu unde cealaltă. Ne simțim neîmpliniți. Ne simțim goi și ne simțim cei mai rușinați oameni de pe pământ. Cum? Că aveți atâția bani, cei care așa n-ați fost prinși încă. Neîmpliniți, goi în lăuntru și plini de rușine. De ce se ascunde? De ce se ascunde? Este confortabil, este confortabil. De rușine te ascunzi. Pentru că n-ai curajul să stai în față și să spui, domnule, asta sunt, asta mi-este greșeala. Este păcatul în sine, este rușinea și apoi cea de-a treia rațiune este frica. Un om care păcătuiește este plin de frică. Este plin de frică. Versetul 10 spune, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Și mi-a fost frică. Care este pacea cea mai mare? Dă-mi voie să te provoc puțin. Ești confortabil când tot timpul treci cu frică că ești descoperit? Sau te simți mai bine când te duci și spui, Doamne, am păcătuit, am făcut ce este rău, sau față de persoana de care ai păcătuit, și îți acordă iertarea, îți acordă răscumpărarea, îți acordă șansa să te întorci, să te fii din nou om, să fii din nou om în picioare? Care este liniștea și pacea mai mare, confortabilitatea mai mare? Eu cred că atunci când mărturisești păcatul și ești iertat. Nu să porți această povară tot timpul să stai cu frică că te prinde, te descoperă, te știe. Dar ți-ai găsit un pom, ți-ai găsit un copac și pentru că este foarte mare, te ascunzi după el. Și unii se ascund în biserică, sunt prieteni cu păstorul și se ascund după păstor, că e un copac mai mare în biserică. Yes. Se ascund după cor, se ascund după orchestră, se ascund după worship team. Că e un copac mai mare. Să ascund după nu știu ce latură a lucrării din Biserica lui Dumnezeu. Dragul meu, nu este copac după care să te poți ascunde și să nu fii descoperit. Nu te simți confortabil în ascunzătoare. Confortabilitatea se capătă cu adevărat când stai în fața lui Dumnezeu și spui, am păcătuit. Am păcătuit. Degeaba deschizi televizorul, degeaba deschizi iarul, degeaba asculți la radio, degeaba asculți societatea și spună o mică indiscreție, o romanță. He was involved romantically. O curvit. Involved romantically. O mică indiscreție.
A furat, a ucis, a comis adulter și a înșelat soția, și a înșelat soțul, și a înșelat copiii, și a înșelat viața. Dumnezeu numește păcatul păcat. Și tu trebuie să ai limbajul lui Dumnezeu. Și eu trebuie să am limbajul lui Dumnezeu. Confortabilitatea ascunderii după un copac este egală cu nimic. Într-o zi, Dumnezeu te confruntă. Într-o zi, Dumnezeu mă confruntă. Și de aceea te cheamă să ieși de acolo. Și ce bine că în confruntarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Adam și Eva, Dumnezeu a pregătit și mijlocul ca să iasă din această stare. A sacrificat pentru ei. I-a îmbrăcat să nu li se vadă goliciunea, să le ia rușinea, să le ia vinovăția, să le ia păcatul. I-a scos de acolo. Și Dumnezeu, când s-a uitat la mine și s-a uitat la tine, a făcut același lucru. N-a trebuit să sacrifice un miel, n-a trebuit să sacrifice un ied, n-a trebuit să sacrifice un vițel. Dumnezeu a sacrificat pentru mine și pentru tine pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Și m-a îmbrăcat și te-a îmbrăcat în neprihănirea Lui, prin sângele Lui cel Sfânt, mărit să fie Domnul. De aceea, dacă vrei confortabilitate, dacă vrei pace, dacă vrei liniște, nu căuta copacul cel mai mare, nu căuta persoana cea mai influentă, nu căuta departamentul cel mai în față, nu căuta lucrul cel care te face pe tine sau pe mine să te vezi tot timpul în față și lumea să creadă, ăștia, da, domnule, ăștia merită să cânte. Nu căuta lucrurile acestea, caută-L pe Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Al doilea copac, confortabil, este copacul automulțumirii. Este copacul automulțumirii. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 45 la 49. Este această istorie și o să vedem, uitându-ne la ea, câteva, tot trei lucruri interesante. Pentru că unii au copacul ascunderii, altul au copacul automulțumirii. Stau la umbră și meditează. Pot să bea cafea toată ziua și Pepsi și sunt bine. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis: noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, a zis Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael, fiți atenți, drept răspuns Iisus i-a zis: te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Stăteai la umbră. Natanael i-a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Există acest copac al automulțumirii și copacul acesta crește și în biserică. Crește și în biserică. Oameni care sunt automulțumiți. De ce era Natanael așa de mulțumit? De ce stătea la umbră și era foarte confortabil? De ce nu mai făcea nimic? Avea trei argumente. Primul mare argument al lui Natanael era originea lui religioasă. Originea lui religioasă. Uitați-vă în versetul 47. Ce îi spune chiar Iisus Hristos. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit. Ca să-ți traduc pe limbajul de astăzi, pentru că suntem într-o biserică penticostală, este ca și când Domnul Iisus Hristos ar spune: uită un penticostal cu adevărat. Nu se uită la televizor, îi tunzi la zero, n-are nici ceas pe mână. În cazul lui Natanael, deci era dintr-un stoc aparte, israelit. Cine avea cunoașterea de Dumnezeu? Israel. Cine cunoștea adevărul despre mântuire? Israel, israeliții. Cine cunoștea legea lui Dumnezeu? Israel. Cui s-a încredințat vestirea mântuirii până la marginea pământului? Lui Israel. Și foarte mulți, și astăzi, ca și Natanael, au găsit acest copac al automulțumirii. Originea lor religioasă. Originea lor religioasă îi face să fie mulțumiți. Eu sunt fiu de păstor. Nu-s ai mei, nu?
Râșneam cu păstorul, nu-s nepoții mei. Nu. M-am născut în familie de penticostali. M-am născut în familie de baptiști. M-am născut în familie de ortodoxi, din neam în neam. Dacă ne uităm în istorie, de peste 500 de ani se cunoaște neamul meu. Toți am fost ortodoxi. Și lumea stă în această stare de automulțumire. Pentru că reprezintă bunăoară, reprezintă bunăoară o instituție, o organizație, mai degrabă o instituție religioasă. În cazul de față, Natanael reprezenta pe Israel. Dar Israel nu mai era o credință în momentul acela, Israel era o religie. Israel era o religie. Și de aceea, dacă crezi că originea ta, religia ta, obiceiurile tale pe care le respecti, poate la literă, Natanael respecta, altfel Iisus Hristos vorbea altfel cu el. Dacă crezi că practicile tale, faptele tale și lucrurile pe care tu le știi, le respecti la linie, la literă, dar n-ai părtășie cu frații, dar n-ai părtășie cu biserica, dar nu poți să te rogi cu cealaltă biserică. Nu? În America, câte biserici române, nu mai vorbim de noi, de penticostale sunt. Câte biserici penticostale române sunt? Suntem în jur de 80 de biserici penticostale române. Pot toți să se roage la oaltă? Să nu-mi spuneți că pot. Să nu-mi spuneți că pot. Pentru că sunt religioși, sunt religioase. Câți păstori penticostali sunt în România, în Statele Unite? 100 și vreo 30. Pot toți să aibă părtășie la oaltă? Nu pot. Pentru că sunt plini de religie. Dar purtăm un nume și stăm în confortabilitatea acestui nume. Ne simțim bine în acest, sub acest copac al automulțumirii. Pe de altă parte, dacă ne uităm la Natanael, ceea ce îl făcea să se simtă confortabil în copacul automulțumirii lui, sub care medita, este comportamentul lui bun. De comportamentul lui bun. Uitați-vă la partea finală a versetului 47, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos spune, iată un israelit în care, uitați-vă ce spune acolo, nu este vicleșug, ați spus altceva. Iată, suntem în Ioan 1 cu 47, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Este comportament bun. Și este bun să ai comportament bun. Este bine să vorbească oamenii bine de tine. Este bine să te porți frumos. Este bine să fii respectuos cu semenii. E frumos, dragul meu, tânăr și tânără, să spui bună ziua când treci pe lângă unul mai mare decât tine. Mai ales pentru români, nu costă bani. E frumos. Lumea dorește să aibă, societatea dorește să aibă oameni cu un comportament sănătos. Pentru că suntem înconjurați de oameni cu un comportament teribil. Comportament teribil. Sunt zone în ținuturile noastre, nu în apropierea Los Angelesului, nu pot să iasă copii în stradă să se joace. Pentru că vine un gang, trece pe acolo și pușcă aiurea și mor copiii nevinovați. Sunt zone în care nu pot să meargă tinerii pe stradă, că sunt acostați de alți tineri care îi împing să cumpere droguri, să vândă droguri. Comportament criminal. Dar ce frumos este să ai un comportament bun. Să trăiești după o normă etică bună. Însă să vede că întotdeauna, frașii și surori, doamnelor și domnilor, cei care sunt preocupați numai cu comportamentul, sunt preocupați cu imagine, așa cum se spunea și dimineața aici. Sunt preocupați cu imagine. Și chiar dacă lumea din jurul tău recunoaște, Iisus a recunoscut, are imagine bună Natanael, comportament bun. Lucrul acesta nu te ajută la mântuire. Pentru că în momentul în care Natanael aude și îi se spune, noi l-am găsit pe Mesia, cel ce are comportamentul acesta atât de aparte, zice, cine e Mesia? Ați văzut?
Un om cu comportament adevărat este unul care cade în genunchi în fața lui Mesia. Nu cade în genunchi în fața propriului său bust, care propriei sale statui a comportamentului său. Cade în genunchi în fața lui Iisus Hristos. Nu numai acesta care are comportament bun, cel de-a treia rațiune pentru el este credința lui bună. Credința lui bună. Versetul 46. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Deci a cercetat scripturile. Natanael a cercetat scripturile. Și a zis, eu cunosc scripturile. Le cunosc prea bine. Din Nazaret nimic bun nu iese. Dar dați-mi voie să-l contrazic pe Natanael. Credința lui este bună pentru cei ce nu cunosc credința. Pentru că Nazaretul era în ținuturile Galilei. Și în general, nu numai Nazaretul, care a fost reconstruit, știți din istorie, Nazaretul, orașul, a fost distrus. Apoi, Irod cel Mare a reconstruit Nazaretul. Dar Irod cel mare, cel criminal, a reconstruit Nazaretul cu următoarea condiție. A zis, dacă tot am ajuns eu rege și nu sunt evreu și evreii aceștia mă urăsc, pentru că el era edomit sau idumeu, este același lucru, Irod și-a zis așa, am să-i pune un pic pe jar pe evreii aceștia peste care domnesc. Am să le fac un oraș și a pus să se sape să se facă Nazaretul. Și-au descoperit câteva morminte. Evreii nu-și fac locuințe pe morminte, pentru că mormântul este un loc de reverență, un loc sfânt, dar în același timp un evreu nu are voie să atingă de un mormânt, de oasele unui mort, pentru că se spurcă. Iar Irod, cel mare în istorie, a dat ordin ca pe aceste morminte să se construiască orașul Nazaret. Și țineți minte, Iisus a locuit în Nazaret. Și a zis, orice evreu care se naște acolo este un evreu spurcat. De aceea pot domni peste ei. Pentru că eu sunt idumeu, dar mai sfânt decât ei. Nu-mi țin casa pe un mormânt. Iar când l-au judecat, de exemplu, pe Domnul Iisus Hristos și s-a pus problema să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte ce au răspuns Sanhedrinul, parlamentul religios lui Nicodim, în Ioan 7:52. Poate să iasă ceva bun din Galileea. Nazaretul era în Galileea. Pentru că toată Galileea, pentru că era amestecată, populația era amestecată cu străinii și și-au adus acolo și alții Dumnezei afară de Dumnezeul lui Israel, Galileea cu Nazaretul, combinația aceasta împreună, era o detestare pentru evrei. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Poate să iasă ceva bun din Galileea? Și am să-l contrazic pe Natanael și am să contrazic Sanhedrinul. Nu și-au cunoscut Scriptura bine. Pentru că din Galileea au ieșit trei dintre cei mai mari proroci ai tuturor timpurilor. Doi înainte de Iisus și al treilea este Iisus Hristos. Primul proroc care a ieșit din Galileea, de aia nu și-au cercetat bine Scriptura. Au crezut că au credință bună, așa cum cred mulți. Zice, scrie în Biblie. În care Biblie? Din Galileea, dragii mei, a ieșit prorocul Ilie. Ilie este din Galileea, uitați-vă, unul din ținuturile Ilie, un proroc din ținutul Galadul. Galadul este în Iudeea, în Galileea. Și Ilie este așteptat de evrei să vină din nou, înainte de venirea zilei Domnului. Al doilea mare proroc care a ieșit din Galileea este Iona. Și Iona este folosit și este Iisus Hristos în predicile lui. Că după cum Iona a stat în pântecele pământului, a peștelui și el va sta 33 nopți în pântecele pământului, nu? Nu și-au cercetat Scriptura. Pentru un ignorant care știe două, trei lucruri din Scriptură, crede că credința lui este bună și stă și este mulțumit în această credință veche. Este mulțumit în această credință veche pentru că o numește bună. Faptul că ai cunoscut un verset din Biblie sau faptul că ai cunoscut o tradiție sau faptul că ai citit din Scriptură cândva, așa cum făcea Natanael și stătea la umbra acestui smochin și medita acolo, nu arată că într-adevăr Natanael este omul cu credința care salvează. Ce bine este însă că Iisus Hristos îl confruntă și pe Natanael și când Iisus Hristos îl confruntă pe Natanael, Natanael are acest bun simț și să spună, Domnul meu, împăratul meu,
și împăratul lui Israel. E aceasta te salvează. Poți să vezi în Iisus Hristos pe Domnul tău și nu în obiceiurile tale, nu în credința ta, nu în comportamentul tău bun, nu în norma ta etică, nu în originea ta religioasă. Nu penticostalismul te mântuie, te mântuie Iisus Hristos. Nu ortodoxismul te mântuie, te mântuie Iisus Hristos. Nu în codul tău de etici, cele 10 porunci ale lui Moise te mântuie, te mântuie Iisus Hristos. De aceea ai grijă unde te odihnești, ai grijă la ce meditezi, ai grijă ce te face confortabil. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, Sfânta Scriptură ne prezintă cel de-al treilea pom, este pomul comodității. Este pomul comodității. Este prezentat în paginile Sfintelor Scripturi în Luca, capitolul 19, și este istoria lui Zacheu. Luca 19, de la 1 la 10. Zacheu era un ofițer de vamă. Un om care știa toate dedesubturile politicii iudaice și a politicii romane. Era un om, cum zic românii, uns cu toate unsorurile, cu toate alifiile. Știa să împace și pe unul, știa să împace și pe celălalt, pentru că îl cumpăra și pe unul, cumpăra și pe celălalt. Parcă a fost la București. Avea școală. Avea școală înaltă. Nici nu e europeană. Nu-i poți să descurce pe cei din București. Să ne întoarcem la Zacheu. E, Zacheu și-a găsit și el un pom. Un sicamor. Sau dud, cum zice românește. Deci ceea ce numim aici sicamor este din neamul smochinului. Deci dudul este din neamul smochinului. Sicamor sau dud. Sau o formă de smochin. El și-a găsit un alt pom al comodității. Deci copacul comodității. El și-a găsit un sicamor. De ce a fost comod pentru Zacheu să se urce în dud, să se urce în sicamor? Și să găsească liniștea și confortul în sicamor, în dud. Primul rând, pentru că nu-i cerea activitate prea mare pentru el. Să te urci într-un copac nu-i simplu. Nu-i simplu. Dar să mergi prin mulțime, așa cum a mers acea femeie care era bolnavă de 12 ani, cu pierdere de sânge, el fiind mic de statură, să se strecoare el printre toți, să facă el efort. Asta este prea mare. Mai bine face un efort care e confortabil pentru el, într-un copac. Vedeți, dumneavoastră, oamenii sunt de așa natură încât găsesc întotdeauna să facă ce le cade lor mai bine. Și cu aceea se mulțumesc. Și-a găsit un copac, s-a găsit un sicamor, un dud, și s-a urcat în dud, pentru că au căutat efortul minim ca să-L vadă pe Iisus Hristos. Și n-a vrut să-L vadă pe Iisus Hristos ca să fie mântuit. A vrut să-L vadă pe Iisus Hristos din curiozitate. Și sunt și astăzi oameni care, dacă stai de vorbă cu ei, ei spun, ce pot să fac pentru biserică? Sunt mulți care îmi spun, ce pot să fac pentru biserică? Dacă le spun ce pot să fac, ce e prea mult. Și atunci, prin eliminare, pun un dolar la colectă. Și îți mulțumiți. Îți mulțumiți. Ei nu pot să se aplece să strânge o hârtie, ridice o hârtie care este în parking sau în biserică. Ei nu pot să se ducă să viziteze pe un bolnav. Ei nu pot să meargă în casa unei care este încercat și necăjit, cu un portbagaj plin de cumpărături. Nu pot. E prea mult. E prea mult. Ei nu pot să ia să ducă pe cineva și să-l traducă, dacă are nevoie să fie nu reprezentat în fața business-ului care angajează sau autorităților de aici din America, pentru că nu are timp. Nu-și poate lăsa business-ul, nu-și poate lăsa activitatea, nu poate lăsa meciul. Și cu efortul minim vrea să-și împlinească planul. Al doilea argument pentru Zacheu, de ce și-a găsit el pomul comodității, este că este dezinteresat în a fi cunoscut. Mai degrabă în a fi recunoscut. Pentru că toată lumea îl cunoștea.
Știa că este un înșelător, știa că este unul care îi opresează pe cei de la care lua taxe, știa că este unul cu gură mare, dar mic de statură, a zis: domnule, nu vreau să fiu recunoscut. Nu vreau să fiu recunoscut. Este exact cum se întâmplă de multe ori între noi. Și să nu mi-a nimeni să creadă că vorbesc la adresa cuiva. Însă avem aceste situații și Biserica Domnului trebuie să cunoască adevărul. Și Biserica Domnului trebuie să știe numai adevărul și trebuie toți din Biserica Lui Dumnezeu să fim pocăiți. Vin la tine și spune: frate, ce, m-aș boteza și eu. Când aveți botez? Peste 3 luni de zile. O, zice, nu pot aștepta, că vreau să mă căsătoresc. Până acum unde ai fost? Apoi, na, la biber. Sau, pentru că așa au spus dimineață, nu? Sau, știu eu, nu știu unde a fost, în Texas. Da, să căsătorește. Păi bine, hai uite că, uite, mai avem 3-4 și facem în biserică. Nu, frate, zice, nu așa. Undeva acolo scuns. N-aveți o cadă acasă, n-aveți o... Am auzit că aveți swimming pool. Yes. Pentru că nu vrea o mărturie publică. Nu vrea o mărturie publică. Nu spun că nu sunt situații urgente. Deci, nu mă înțelegeți greșit. Sunt situații urgente. Sunt situații și situații. Dar când cineva nu vrea să fie recunoscut că el sau ea are o mărturie pentru Hristos, dă-mi voie să mă îndoiesc de credința ta. Și de nu-mi dai, mă îndoiesc. Pentru că vine o zi, dragul meu, indiferent cât de confortabil ești acum, femei, să nu știe nimeni. Vine o zi când va trebui să stau în fața lui Iisus Hristos, că îmi place, că nu-mi place. Și Iisus Hristos îmi va spune așa: cine s-a rușinat de mine în acest neam prea curvar și mincinos, mă rușinesc și eu de el, acum și ultima dată. Nu vreau să se rușineze Iisus Hristos de mine. Nu vreau. De aceea oriunde mă duc și oriunde voi fi, nu mi-este rușine să spun: îl cunosc pe Iisus, este Mântuitorul meu și vreau să mă port ca un om al lui Dumnezeu. Vreau să am o mărturie pentru Mântuitorul meu. Și vreau ca această mărturie să-L înalțe pe Iisus Hristos. Nu să mă laude pe mine, să-L înalțe pe Iisus Hristos. Zacheu a zis să nu fiu recunoscut. Nu e formare să nu fiu recunoscut. Și apoi are și el un al treilea argument: nu fac nimic urgent. Nu fac nimic urgent. Pentru că vedeți ce spune în Scriptură? Zice, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Ăla era drumul pe unde să treacă Iisus Hristos. Și pentru Zacheu a zis: să mă întâlnesc cu el, nu e urgent, trebuie să mai trece pe aici, că păi și-i drumul. Ce? Numai acum trece. Niciun efort, nicio urgență. Mai bine mă urc într-un copac, stau confortabil acolo, îl văd că așa, nu mă interesează să vorbesc cu el. Mă interesează să-l văd cum arată, domnule. Acum eu sunt scund și sunt vameș. Să vedem cum arată el. Pe aici tot timpul trece. Nu este alt drum. Asta este drumul principal pe unde se umblă între Ierusalim și Ierihon și restul Țării Sfinte. Problema este următoarea. Mântuirea este o urgență. Nu știu dacă mai trece Iisus Hristos pe strada ta. Mă înțelegi? În cuvântul Domnului, în această carte din care îți vestesc adevărul în această seară și întotdeauna scrie: astăzi este ziua mântuirii. Astăzi. Dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. În această carte sfântă, cuvântul Lui Dumnezeu spune: nu vă faceți planuri zicând mâine vom face cu tare lucru și mâine cu tare lucru și la anul cu tare lucru. Pentru că nici mâine, nici la anul nu este al meu și nu este al tău. Urgent pentru mine și pentru tine este nu să fiu confortabil. Urgent pentru tine și pentru mine este să-L cunosc pe El. Și dacă astăzi Iisus Hristos îmi întinde îndurarea Lui, folosește de această îndurare. Folosește de mântuirea Lui. Este bine că și în cazul lui Zacheu, Iisus l-a confruntat. Și dacă Zacheu, confortabil, s-a urcat în copac, Iisus i-a spus: ei, Zacheu, pe fugă de acum, dă-te repede jos! Pentru că astăzi vreau să intru în casa ta, nu la anul, nu când mai trec pe aici. De fapt, peste 2 sau 3 săptămâni Iisus Hristos a fost crucificat. N-a mai trecut pe drumul acela. Nu știu care este ocazia pe care ți-a făcut-o ție Dumnezeu și nu știu care va fi ocazia care ți-o va mai face
ca Dumnezeu să-ți dea îndurarea Lui. De ce vreau în concluzie să spun aceste întrebări? Care este copacul care te face pe tine confortabil? Ești după copacul ascunderii? Ca să ieși de acolo, trebuie să-ți mărturisești că așa Adam și Eva păcatul și să te întorci la Dumnezeu cu toată inima. Ești cumva sub copacul automulțumirii? Ca să ieși de acolo, trebuie să asculți cuvântul lui Iisus Hristos și din norma ta etică și religioasă să-L primești pe Iisus ca mântuitor personal. Ești cumva în copacul comodității, confortabilității tale ca și Zacheu? De acolo trebuie să te dai jos și mărturia ta pentru Domnul, ca să dovedești și să dovedești, să dovedim că într-adevăr îl iubim pe Dumnezeu, trebuie să ne cunoască toată lumea. Toată lumea. Iisus se face cunoscut în lumea aceasta prin tine și prin mine. De aceea să-i dăm voie să se folosească și de tine și de bine. Pentru că oriunde suntem, oriunde mergem, prin viața pe care o trăim și prin viața schimbată pe care El ne-o dă, să putem să depunem o mărturie care să schimbe, care să mântuie, care să binecuvinteze și care să înalțe pe Mântuitorul nostru. Nimeni să nu fie sub un copac al confortabilității, ori după el sau în el.